la pensie. Nicolae Toma. Fiindcă vorbim despre revoluție, vă rog să-mi permiteți să păstrăm câteva momente de reculegere în memoria eroilor martiri Valentin Losada, Daniel Brocea și Norbert Pongraț. Vă mulțumesc! Cartea scriitoarei Mia Rogovete m-a surprins în mod plăcut. Un roman biografic al cărui principal personaj este Revoluția din decembrie 1989, văzută prin ochii unei tinere care vine într-un moment potrivit de readucere aminte. Despre Revoluția din decembrie s-a scris mult, dar din păcate romane cu acest subiect, care se trateze trăirile acestui moment extraordinar din viața noastră, sunt puține. Nu vă vorbi prea mult despre această carte, colegii mei o vor face pe deplin. Eu voi încerca cu acest prilej să vorbesc despre Lugoj și Revoluția din Lugoj și profit ca cei care trebuie să audă să facă tot ce trebuie ca uitarea să nu se așterne peste cel mai important moment al vieții noastre. Cei născuți înainte de 1990 au trăit o revoluție. Cei născuți după 1990 spun că părinții lor au trăit o revoluție. Copiii lor vor spune că bunicilor au trăit o revoluție, iar urmașii lor vor povesti că se pare că strămoșii lor au trăit pe vremea unei revoluții. Și peste an și an se va vorbi că undeva, cândva, a fost ceva care a dus o mare schimbare în societatea românească. Consider că am fost privilegiat de soartă, fiindcă am participat activ la Revoluția din decembrie 1989 și am contribuit și eu, alături de alți tineri curajoși, la victoria Revoluției și la dărâmarea unui regim comunist care în unele momente ale istoriei a fost mai dur ca cel din Uniunea Sovietică. Pentru că democrația nu a adus ce am sperat noi, cred că există două motive. Primul este mentalitatea și al doilea este că acest popor nu este pregătit să se rupă de totalitarism. Acest ultim motiv stă la baza abuzului Traian Băsescu, care iată la 20 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 a ajuns să se comporte ca un tiran sub umbrela unui european. Referitor la Revoluția din decembrie 1989, cel mai important eveniment din România de la Marea Unire din 1918, vreau să spun că cei care au fost în stradă, majoritatea au avut până în 35 de ani. Foarte rar vedeai printre rândul lor o persoană mai în vârstă. Principalul motor al Revoluției au fost generațiile născute în anii 60-70, care ascultau pe ascuns muzica și opiniile unui rezidenț la Europa Liberă și care visau la Occident ca la un paradis. Până în 1989, mulți dintre cei care au visat la libertate și-au găsit sfârșitul înecat în Dunăre sau au fost împușcați de grăniceri români. Despre revoluție se mai vorbește că a fost o lovitură de stat. Dar cei care spun asta sunt ori inculți, ori sunt securiști. Cel mai mare eșec al revoluției române este faptul că nu am oprit definitiv acțiunile securiștilor și nu am desconspirat arhivele securității. Cel mai mare blestem pentru poporul român este securitatea, care a acaparat puterea economică și puterea politică, permițând primului președinte securist al țării, Traian Băsescu, să conducă țara în teroare și degringoladă. Revoluția română nu putea să înceapă la Iași, cum s-a vehiculat de aceia securiști. Timișoara a fost predestinată de Dumnezeu să devină oraș martir, să fie primul oraș liber, să aprindă flacăra libertății. Ce s-a întâmplat ulterior a fost vina noastră că le-am permis acestor nebuni securiști care spiră și să-și bată joc de voința noastră și dorința noastră libertate. În ultimii ani, istoricii au început să trateze serios Revoluția din decembrie 1989 și au stabilit o axă clară a derulării ei. Timișoara, 15-20 decembrie 1989, locul de unde a început Revoluția. Lugoj, 20 decembrie, locul de unde s-a propagat Revoluția
și București, 22 decembrie 1989, locul unde s-a obținut victoria Revoluției. Lugojul și-a câștigat, prin curajul lugojenilor, care au fost în stradă, titlul de al doilea oraș liber de comunism după Timișoara. Pentru ca generații viitoare să cunoască acest lucru, pe crucea din fața primăriei din Lugoj stă drept mărturie inscripția în acest loc la 20 decembrie 1989 a fost abolit comunismul în Lugoj. Lugojul a fost primul oraș din România care în dimineața zilei de 22 decembrie 1989 la ora 10 și-a ales prima conducere a orașului în mod democrat. Reprezentanții întreprinzi au fost votați de mulțimea din piața primăriei, unde erau circa 20.000 de persoane. Ziarul Drapelul, care a fost editat de acest comitet provizoriu, a fost al doilea ziar liber din România, după ziarul Libertatea, și primul ziar din România în care s-au publicat colinzi de Crăciun. La Lugoj, ziarul Drapelul este primul ziar care apare după o pauză de 40 de ani și a luat titlul ziarului Drapelul, care a fost publicat în Lugoj între 1901 și 1920 de cunoscutul Vulcescu Valeriu Vraniște. El a mai fost editat între 1940 și 1948 de muzicianul Filaret Bart. După 1948 a fost mutat la Timișoara și a purtat titlul de Drapelul Roșul, dar din 1989 ziarul din Timișoara trebuie să-l găsească alt titlu, fiindcă numele de Drapelul aparține Lugojului. La fel ca întreaga țară și la Lugoj au apărut impostori care, în complicitate cu securiștii, au denigrat și falsificat adevărul. Din cauza acestor impostori, pentru noi, adevărații revoluționari, nu s-a terminat Revoluția. Și astăzi ne întrebăm de ce profesorii de istorie în acest oraș ignoră rolul pe care l-au avut lugojenii, de ce școlile din oraș nu au un colț dedicat erorilor martirii al Lugojului și de ce nu există seminarii pe această temă. La ora actuală, în Lugoj există mai multe asociații de revoluționari, 5 la număr, dar 4 dintre ele au câteva membri. Cea mai reprezentativă este asociația 16-21 decembrie 1989, care în 2004 a luptat pentru ca Lugojul să devină oraș martir și să fie recunoscut la nivel național, al doilea oraș liber de comunism. Ca noutate, vreau să vă spun că într-un viitor apropiat, Memorialul Revoluției din Timișoara va deschide o secție la Lugoj și am convingerea că directorul muzeului din Lugoj, Răzvan Pinca, după terminarea reparațiilor, va rezerva un spațiu pentru acest eveniment. Referitor la Revoluția din Lugoj, unde am avut trei eroi martiri, Valentin Rosada, Daniel Brocea și Norbert Pongraț, au mai fost răniți Bejan Nicolae Mircea, Stoica Nicolae Simion, Dorul Daniluc și Pap Traian Ioan. Lugojenii care au fost răniți la Timișoara în zilele de 16 și 17 decembrie sunt Șandor Chiș, Petru Popovici, Angelica Buculecea și Vasile Gantu. Și pentru a vă reaminti, vă rog să-mi dați voie să citesc un pasaj din cartea mea Revoluția Lugojeană din ziua de 20 decembrie, când la Lugoj s-a declanșat Revoluția, astfel devenind al doilea oraș liber de comunism. Indiscutabil, locul de unde a pornit Revoluția din Lugoj este centrul orașului, strada dintre fosta cofetărie Lidiacul și ceasul electric. Acesta este kilometru zero al Lugojului. Scânteia a fost dată de prima lozincă anticeaușistă, jos Ceaușescu, urmat de imediat de jos comunismul. Trebuie să recunoaștem, erau luate fără lideri care s-au bulicit pe podul de fer cu gând să meargă la Comitetul Municipal de Partid Unic, adică pe CRO-ul. Dar unii dintre ei până și-au dat seama că sunt prea puțini pentru a-i sili pe comunist să preia puterea locală. La început au fost circa 50-60, dar în scurt timp au ajuns la aproape 100 de tineri sau poate mai mult, dar un lucru este clar,
că aproape în fiecare clipă se alipeau la coloană ba o persoană, ba două și uneori gruburi întregi. Fără să pot descoperi care dintre participanți ar fi avut o influență mai mare, coloana s-a deplasat în mod organizat spre platforma industrială, cu gândul de a-i putea ridica la revoltă pe cei care lucrau în schimbul de pe masă la IUPS și pe cel mondial. În fruntea coloanei erau Iosif Ianculescu, Petrică Banes și mulți alții. Când demonstrațiile au prezentat la unitățile militare, coloana s-a deplasat numai pe partea stângă, adică lăsând între ea și unitate două benzi de circulație. Între timp ce primii demonstrații au trecut ca la ferată, ca de sparte cele două unități militare și scandau armata cu noi, s-a deschis focul. Cred că momentul cheie a Revoluției din Lugoj a fost când s-a tras la unitățile militare. Nimeni nu s-a gândit că faptul că doi dintre noi au murit și ceilalți au fost răniți va declanșa un adevărat dezastru. Ce a urmat după aceea, cei care au trăit Revoluția își aduc aminte, s-a dat foc la primărie, s-a aruncat pe ferește tot ce s-a găsit în primărie, chiar și unii funcționari au fost aruncați pe ferește ca ne-au reușit să fugă, s-au spart toate vitrinele din oraș, iar după ora 1, armata a început arestările. Au încălcat chiar și legile lui Ceaușescu, au intrat în căminul de nepamici din micro 5 de la Iort și au început și au arestat un etaj întreg. Unii dintre ei nici nu au fost la Revoluție, erau în schimbul 2. Surprinzător că ulterior cel care a făcut acest lucru a fost avansat foarte departe. Ceea ce mă face să mă întreb, de fapt, că sunt multe lucruri pe care noi nu le știm. Nu vreau ca să spun prea multe, o să le reamintesc în 20 decembrie, când vom sărbători zilele Lugojului. Îi mulțumesc scriitoarei Maria Rogovete că m-a invitat și mi-a dat prilejul ca să vorbesc despre Revoluție, de fiecare dată când am prilejul vorbesc, pentru că avem obligația morală să spunem copiilor noștri, nepoților noștri, că Lugojul a fost și este al doilea oraș liber de comunism din România. Vă mulțumesc! Jurnalistul Nicolae Toma nu este doar un om cu memorie, ci este un adevărat